Ce de cuvinte și ce de concepte pentru un titlu: etică, împărăție, lege, împlinirea ei. Domnul Iisus a început lucrarea chemând pe oameni la pocăință. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dar în împărăția lui Dumnezeu, împăratul este cel care hotărăște regulile, nu-i așa? În împărăția lui, ca să fii cetățean al cerurilor, te conformezi pretențiilor împăratului, așteptărilor împăratului. Și de aici derivă termenul etică. Da? Cum trebuie să mă port în împărăția lui Dumnezeu? Dar dacă el hotărăște regulile, înseamnă că legea lui este oglinda în care trebuie să mă privesc ca să văd dacă sunt sau nu compatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 1, versetele 22 la 25. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, nu la întâmplare, spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cel ce face voia Tatălui meu. Am spus, împăratul hotărăște standardul, el ridică ștacheta, el ne spune cum anume să intre în împărăție și cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea așteptările, pretențiile împăratului sunt în legea pe care el ne-a dat-o. Și în predica de pe munte, Domnul Iisus ne invită să ne oglindim în legea lui Dumnezeu. El ia din decalog câteva din poruncile care privesc relațiile noastre, unii cu ceilalți. De pildă, în versetele 21 la 26, el spune să nu ucizi. Este o poruncă scurtă din decalog. Ați auzit că s-a zis în celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa judecății sau sub pedeapsa soborului. Și oricine va spune nebunule va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Oglinda legii. Mă privesc în ea și mă întreb, ce pot spune despre mine în lumina ceea ce văd? Sigur că aș vrea să îndulcesc puțin lucrurile, să am tot felul de scuze, dar dați-mi voie să fiu direct și dur cu mine însumi, pentru că în fața judecătorului nu ai ce ascunde. Sunt un ucigaș. Eu am trăit cu fratele meu o viață întreagă în aceeași curte, el a plecat la Domnul. 6 ani mai mare ca mine, am avut tot felul de probleme, mai ales că am și lucrat împreună. Cineva ne spune, aveți 2 lucrări prea mari pe un petic de teren prea mic și de acolo vin toate frecușurile. Dragii mei, care dintre noi nu ne-am mâniat vreodată pe fratele nostru? Care dintre noi n-am deschis gura și am rostit cuvinte pe care nu le-am putut retracta față de soție, față de copii, față de părinți, față de vecini? Când mă privesc în oglinda pe care Domnul Iisus o ridică înaintea mea, trebuie să plec capul, să fiu sincer cu mine însumi, pentru că n-am ce ascunde, sunt un ucigaș. Dar Domnul Iisus ia o altă poruncă, să nu prea curvești. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie și o poftește, a și prea curvit cu ea în inima lui. Ce aș putea spune despre mine în fața oglinzii? Nu e așa că îmi vine greu să recunosc, dar dacă tot nu pot ascunde nimic, atunci trebuie să spun, sunt un prea curvar.
Să nu juri, strâmb. Nu jurați nicicum, nu poți face un fir de păr din cap, alb sau negru. Nu poți adăuga la statura ta. Nu jura nici pe cer, nici pe pământ, nici pe templu, nici pe altar. Vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu. Orice trece peste aceasta vine de la cer rău. De câte ori n-am încercat să mă disculp și să dau cuvinte ca să scap cumva de acuzarea sau de privirile acuzatoare celui din fața mea? Sunt vinovat. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, da? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, nu întoarceți rău pentru rău. Mai du-te o milă, lasă și cămașa. Binecuvintează, roagă-te pentru cei te asuprește și te prigonește. Ca să fii desăvârșit după cum Tatăl tău ceresc este desăvârșit. El face să cadă ploaie și peste buni și peste răi, face să răsară soarele și peste unii și peste alții. Dragii mei, dacă ar fi să fie un moment de sinceritate, v-aș ruga să ridicați mâna toți cei care vă simțiți vinovați în fața oglinzii legii pe care Domnul Iisus o ridică înaintea noastră. Doamne, atunci cine poate să fie mântuit? Au întrebat ucenicii. Vă las să meditați la vinovăția noastră tuturor. Ucigași, preacurvari. Și dați-mi voie să las tăcerea peste meditația noastră, să fac un pas în urmă, să privesc la predica de pe munte ca întreg. Matei o adună în capitolele 5 la 7 cu 29. Dar m-am întrebat ce urmărește Domnul Iisus prin predica de pe munte. Ca să răspund la întrebare, trebuie să nu uit că El este Cel despre care Ioan spune la început, era cuvântul, toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și nu cred că Domnul Iisus vine să strice lucrurile pe care le-a pornit la începutul creației. În capitolul 1 din Genesa, versetul 26, Dumnezeu vine și face o afirmație, dar ascultați-L mai întâi pe Domnul Iisus în versetul 17 din capitolul 5, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Dumnezeu a creat și El nu renunță la planurile Lui și le va duce la bun sfârșit, dar cum au început planurile Lui, versetul 26? Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. L-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Acum deja vă este familiară imaginea, John Stott definește chipul lui Dumnezeu pe cele trei pariere fundamentale, cele trei relații fundamentale care ne caracterizează, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și cu noi înșine. Relația cu Dumnezeu, cu mine însumi și relația cu semenii. Dar nu mult timp după creație au urmat căderea, care a lovit în ființa umană, aruncându-l în străinarea de Dumnezeu, într-o triplă alienare. Relația cu Dumnezeu s-a frânt, caracterele noastre s-au deformat, relațiile noastre s-au stricat. Ne uităm la lumea în care trăim și vedem tragedia. Dezintegrare spirituală, dezintegrare morală, dezintegrare socială. Ne întrebăm ce va urma în ziua de mâine? Ce va urma în ziua de mâine? A renunțat cumva Dumnezeu la planurile Lui pentru că Adam și Eva în neascultarea lor au aruncat omenirea în această vrie a păcatului? Nu, dragii mei. Dumnezeu dă legea. Dar observați, legea o dă ca să vină să frâneze efectele răului în distrugerea chipului lui Dumnezeu în noi. Pentru că toată legea se cuprinde în să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Observați, legea vine și atinge toate cele trei paliere ale chipului lui Dumnezeu din noi, încercând să frâneze într-un fel efectele păcatului, până când va veni acela care să refacă acest chip al lui Dumnezeu în mine și în tine. Care-i rostul predicii de pe munte? Refacerea chipului lui Dumnezeu în noi.
eliminarea efectelor păcatului, pregătindu-ne într-un fel pentru reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu. Dar refacerea chipului lui Dumnezeu trebuie să înceapă de la refacerea relației cu Dumnezeu, pentru că omul se face sau se redesface plecând de la relația lui cu Creatorul. De aceea, versetul 3 din capitolul 5, cu asta începe: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Observați, dacă ai împărăția cerurilor, îl ai pe împăratul cerurilor. Ești în împărăția lui Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu este refăcută. Și odată ce relația cu Dumnezeu este refăcută, poate porni procesul vindecării în noi înșine. Când relația cu Dumnezeu se reface, prin puterea Lui începe să vindece caracterul meu și conduita mea. Și toată predica de pe munte, dragii mei, vizează tocmai lucrul acesta. Pentru că dacă mă uit la structura și mesajul predicii, o veți pe ecran. Primele 16 versete, caracterul creștin. Cum arată chipul lui Hristos, cum arată frații lui Hristos, care vor fi împărăția lui Dumnezeu. Manu ne-a vorbit duminica trecută despre asta. Dar noi am intrat în textul care începe cu versetul 17 până 7:6 și acolo este vorba de conduita creștină. Iar ultima parte a predicii de pe munte le adună pe cele două și le pune la oaltă, atrăgându-ne atenția asupra priorităților. Orice pom bun face roade bune, orice pom rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, deci pomul rău. Cu alte cuvinte, caracterul determină conduita. Și în această propoziție simplă avem mesajul întregii predici. Caracterul determină conduita. Știți de ce? Pentru că convertirea începe nu cu o conformare la regulile Bisericii Baptiste din Iris, ci cu o profundă transformare pe care Scriptura o numește naștere din nou, moarte și înviere împreună cu Hristos. Și întotdeauna împărăția lui Dumnezeu începe din lăuntru înspre în afară. Dar dacă inima este curată, izvorul este curat, ceea ce oamenii vorbea este o apă curată. Caracterul determină conduita. Și asta este ordinea de prioritate între cele două realități care ne caracterizează. Dar veniți să ne oprim din nou în fața oglinzii legii lui Dumnezeu sau pretențiilor lui Dumnezeu. Să nu ucizi nici cu gândul, nici cu atitudinea, nici cu vorba. Observați ce face Domnul Iisus. Ia lucrurile din afară și le mută înăuntru. Cu alte cuvinte, verifică-te dinăuntru spre în afară. N-ai vrut pumnalul în nimeni? E adevărat. Asta nu înseamnă că nu ești un ucigaș. Să nu prea curvești. Nici cu ochii, nici cu inima. Doamne, complicată poveste în zilele noastre. Când adolescenții, tinerii, bărbații, dragii mei, sunt mâncați de pornografia din zilele noastre. Nu poți deschide un site fără să apară tot felul de imagini. Știe diavolul ce are de făcut, nu-i așa? Sau, dacă mă duc mai departe, să nu juri. Cu alte cuvinte, nu, orice trece peste asta, vine de la cel rău. Iar atunci când cineva te lovește peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Doamne, greu-i! Când simțământul dreptății fierbe în tine și când ai dreptate, nu? Să întorci pe celălalt, să mai mergi o milă, să binecuvintezi, te rogi pentru zici blastemă și te asupresc și te prigonesc. Sau dacă mă mut în capitolul 6, când faci milostenie, nu suna din trâmbițe, fă-o nascuns ca să primești răsplata de la Dumnezeu, nu aplauzele oamenilor. Sau când te rogi, fă-o în odăița ta și cel ce vede nascuns te va răsplăti nascuns. Iar atunci când postești, unge-ți fața, pune zâmbetul pe buze, nu trebuie să știe nimeni lucrul acesta. Ca cel ce vede în ascuns să te răsplătească în ascuns. Și apoi nu te îngrijora. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri ți se vor da pe deasupra. Să nu judeci.
lasă paiul din ochiul fratelui tău și scoate mai întâi bârna din propriul tău ochi, ne spune Domnul Iisus. Nu e așa că atunci când ne privim în oglinda legii lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus o interpretează, nu putem decât să strigăm împreună cu Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ne vine să strigăm împreună cu ucenicii: Doamne, atunci cine poate să fie mântuit? Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Ce este cu neputință la oameni, sau ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Ca și cum Domnul Iisus ne spune, există o soluție. Dar care să fie soluția? Dacă rămân în contextul predicii de pe munte, cereți, căutați și bateți. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Ce să cer? Ceea ce tu nu poți niciodată arăta prin propriile tale merite. Ce să caut? O, dincolo de lumea asta care va arde cu trosnet, caută ceva ce va rămâne în împărăția lui Dumnezeu și bate la porțile lui ca să se deschidă poarta aceea strâmtă și calea aceea îngustă care te duce în prezența lui Dumnezeu. Dar tocmai din cuvintele Domnului Iisus începe să se întrevadă o soluție pentru problema noastră. Nu? Ceea ce la oameni este cu neputință, este cu putință la Dumnezeu. Și dați-mi voie să insist pe versetele 17 la 20 din capitolul 5, unde l-avem pe Iisus și legea lui Dumnezeu puse față în față. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o frântură, o iotă sau o frântură de slovă din lege, fără ca să se fie sau înainte să se fie întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe alții așa, și acum citiți împreună cu mine, va fi chemat cel mai mic unde? În împărăția? Wow! Dacă eu stric porunca lui Dumnezeu și învăț pe alții așa și totuși sunt în împărăția lui Dumnezeu, bă, este nădejde, nu-i așa? Este nădejde. Dar oricine va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dar ascultați versetul 20, căci dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu e așa că e o contradicție între versetul 19 și 20? Versetul 19, sunt și tu și eu în împărăția cerurilor. Versetul 20, nimeni nu intră acolo. Wow! Cum să rezolvăm toate aceste lucruri? Atunci când Domnul Iisus pune oglinda legii înaintea noastră, îl începe așa. Ați auzit că s-a zis? Dar eu vă spun. Cu alte cuvinte, el contrastează două realități. Ceea ce s-a zis cu ceea ce are el de zis. El cuvântul, el legea, el creatorul a tot ce există. Ce face Domnul Iisus? Corectează cumva legea lui Dumnezeu? Aduce o altă lege? Nu, dragii mei, corectează interpretarea rabinică a celor din vremea lui. Interpretarea legii. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos curăță oglinda care s-a aburit, vărul acela de ceață care ne împiedică să vedem chipul lui Dumnezeu, adevărurile lui Dumnezeu. Domnul Iisus, legiuitorul însuși, vine și ne spune intenția legii, cum trebuie citită legea, înțeleasă legea. De fapt, acesta este decalogul. Are două părți, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Relația cu Dumnezeu începe cu prima poruncă, să n-ai alți Dumnezeu afară de mine. Relația cu semenii se termină cu ultima poruncă. Ce scrie în ultima poruncă? Să, poate că nu vedeți de flori, să nu poftești. Ce face Domnul Iisus? Un lucru foarte simplu. Te lasă să înțelegi că cele două porunci extreme trebuie să le penetreze pe toate celelalte. De ce atunci când este vorba să nu ucizi, el coboară la să nu poftești, la numele bun a fratelui tău? Să nu curvești, la demnitatea
celui de lângă tine. Observați, El duce poruncile în adâncurile noastre. Cu alte cuvinte, din prisosul inimii vorbește gura. Și de aceea Domnul Iisus Hristos vine și ne arată cum ar trebui înțeleasă, cum ar fi trebuit înțeleasă legea lui Dumnezeu. Dar în interpretarea Domnului Iisus Hristos, legea devine absolut imposibilă de păzit. Imposibilă de păzit. Cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește sau nu, cum să împlinești cuvântul lui Dumnezeu înțeles în felul acesta? Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Adică, cum, Doamne, când ai făcut legea imposibil de împlinit și nu de cer să o împlinim? Și să învățăm și pe alții să o păzească. Cum? Ce vrei să ne spui în textul acesta? Interesant, când te gândești de ce a dat Dumnezeu legea, trebuie să vorbești despre rolul legii. Și în Galateni, capitolul 3, Pavel contrastează făgăduința, promisiunea făcută lui Avram cu legea venită 430 de ani mai târziu, prin Moise, la Sinai. Și el întreabă în versetul 19, atunci pentru ce este legea? El spune, a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța care îi fusese făcută făgăduința. Și textul continuă, dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea, îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu ar veni prin lege. Dar versetul 22 spune, dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința, neprihănirea, să vină prin credința în Domnul Iisus Hristos. Versetul 22 ne spune, într-adevăr, puiule, ce scrie mai departe acolo? Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Ce interesant! Legea este un temnicer. Sub paza legii. El are cheile, nimeni nu iese, fără că legea să aprobe. Eram închiși sub paza legii, în așteptarea credinței care fusese făgăduită. Astfel, dar legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, un arătător spre singura soluție pentru nenorocirea noastră. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și acum vă întreb, nu e o nebunie să calci în picioare singura soluție a lui Dumnezeu? Atunci când nu există alta? Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. De ce? Ca să căpătăm neprihănirea prin credință. După ce a venit credința, dragii mei, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Am găsit soluția la toată problema noastră, insolvabilă până atunci. Ați auzit că s-a zis celor din vechime? Cine a zis? O, învățătorii legii, farisei, rabinii. Dacă citiți discuțiile rabinice în Mișna, e un cărțoi destul de mare în care ei comentează legea, știți ce au făcut ei? Au explicat legea coborând standardele până acolo încât să te poată acuza că n-ai împlinit-o. De pildă, în ziua de sabat, nu era voie să ridici o smochină de jos. Asta ar însemna să lucrezi. Rabinii au zis, da, dacă ridici două jumătăți, o, atunci e bine. Rabinii au zis să nu faci mai mult de 1000 de pași în ziua de sabat. Dar dacă fac 999 de pași și pun o bucățică de mâncare sub o bucată de piatră, după care mă opresc acolo, mănânc bucățica aceea de mâncare și mai fac încă 999, o, atunci în ordine, pentru că piatra aceea și mâncarea a devenit casa ta și mai poți face 1000 de pași și poți colinda lumea în felul acesta. Un tom întreg de reguli pe care să le poți împlini și în fața cărora să fii neprihănit sau vinovat. Da? Vinovat. Domnul Iisus Hristos ridică standardele la locul lor și redă legii funcția ei de temnicer, de acuzator, de procuror, de ce vreți dumneavoastră, sub paza legii.
În Romani, capitolul 3, versetele 19 și 20, după ce Pavel vine și dovedește vinovăția întregii lumi, el spune, știm că ceea ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprienit prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Și totuși, mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, cum să rezolv dilema din versetele 19 și 20? Recitesc textul. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe alții așa, va fi chemat cel mai mic, cel mai mic unde? În împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții așa, va fi chemat mare, dar tot în împărăția cerurilor. Cum să rezolv povestea aceasta? Este o întrebare care mi se ridică în fața versetului 19. Cum deși unul și celălalt sunt în împărăția cerurilor? Cum explic lucrul acesta? N-am nicio altă explicație decât că în împărăția cerurilor trebuie să intre pe o altă cale, în baza unor alte reguli. Iar cele două fericiri extreme, dragii mei, îmi dau răspunsul. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Spuneți-mi, ce merite am în sărăcia mea în duh? A fi sărac în duh înseamnă a recunoaște că ți-s buzunarele sufletului goale, că n-ai cu ce plăti. Și dacă îți întorci pe dos ființa, nu poți prezenta nimic. Până și faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Cu ce să plătesc? Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce merite am în faptul că sunt prigonit pentru neprihănire? Oricum am primit-o pe gratis, odată cu împărăția cerurilor. Ce merite să am? Niciuna. Și totuși, cine păzește poruncile și învață pe alții să le păzească? Tu nu, eu nu, niciunul dintre muritor nu. Și atunci rămâne un singur răspuns. Omul, Iisus Hristos, ispitit în toate lucrurile ca noi, ca tine, ca mine, dar fără păcat. De ce totuși versetul 20? Căci dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Noi suntem, dragii mei, ca o ceapă cu multe straturi. Stratul exterior sunt faptele noastre. Cobori un pic mai adânc, vorbele noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre, motivația noastră. Să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Nu te limita la stratul exterior. Vezi ce este în inimă. Cu ce scop faci toate aceste lucruri? Căci dacă neprihănirea voastră nu va întrece, neprihănirea nu va trece dincolo de fațadă. Biserica din Sardes îți merge numele că trăiești, dar ești mort, spune Domnul Iisus. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Din nou îmi se ridică o întrebare. În lumina versetului precedent în care și unul și altul sunt în împărăția cerurilor, ce-i rău cu neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? De ce îi descalifică în fața porții împărăției cerurilor? Dați-mi voie să privesc un om în două ipostaze ale vieții lui. Saul din Tars și Pavel, după întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos. Atunci când în Filipeni, capitolul 3, el vine și își analizeze viața dinainte, eu sunt israelit, sunt fariseu, tăiat împrejur a opta zi, sunt din neamul lui Beniamin. Dar ascultați ce spune, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. După întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15,
O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, citiți cu mine, dintre care cel din tâi sunt eu. Spuneți-mi, ce s-a schimbat? O, nu legea lui Dumnezeu, ci interpretarea ei. Când Hristos a venit și a curățit oglinda și ne-am văzut oglindindu-ne în chipul Lui și am văzut distanța uriașă dintre noi și El, ne-am rușinat în prezența Lui. Și asta se întâmplă, dragii mei, nu doar cu Pavel, cu fiecare dintre noi. Dați-mi voie să vă spun o poveste. În primul rând, Pavel se desprinde dintre ai lui din pricina întâlnirii cu Hristos. Dar după care, când scrie această superbă Evanghelie din Romani, în capitolele 9, 10 și 11, varse lacrimi pentru frații lui. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o de Dumnezeu prin credință și-au pus înainte o neprihănire a lor înșiși. Și astfel s-au descalificat. Aproape că voie să fiu eu însumi anatema, despărțit de frații mei și de rudele mele trupești, ca ei să fie mântuiți, strigă Pavel. Ca și Moise odinioară, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar nu ucide tot poporul. Aceeași atitudine. Dați-mi voie să trag concluziile. Domnul Iisus spune, să nu credeți că am venit să stric legea sau proroce, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Ce vrei să spui, Doamne Iisuse? Stăm în fața Constituției Împărăției lui Dumnezeu, a Decalogului, și Domnul Iisus ne spune, dacă realmente crezi în prima și în ultima poruncă, ele vor colora pe toate celelalte, vor duce această realitate în adâncul tău. Dacă crezi că Dumnezeu este unul singur, niciodată nu-ți vei face chip cioplit și nu te vei închina înaintea Lui și nu-L vei necisti pe Dumnezeu ziua care nu e a ta, ci a Lui. Le spune celor din vechime. Iar Domnul Iisus spune, când te raportezi la frații tăi, nu uita, inima contează. Nu doar vorbele și faptele, ci inima contează. Da, dar cine poate atunci să fie mântuit? Dragii mei, în baza legii, absolut nimeni. Pentru că Dumnezeu n-a dat o lege ca tu să o poți împlini, ci a dat o lege ca să te aducă la poalele crucii lui Hristos, singurul care a împlinit-o în locul tău și în locul meu, pentru ca neprihănirea care ne face compatibil cu cerul să nu fie a noastră, ci să fie a Lui. Într-o bună zi, un învățător al legii, probabil abia își luase doctoratul și cu notă destul de mare, vine la Domnul Iisus și zice, s-a sculat ca să-L ispitească pe Domnul Iisus. Și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus ridică privirea, se uită la el zâmbind și își zice în sine, te-ai sculat să mă ispitești. Cu alte cuvinte, de mine n-ai nevoie. Du-te la Tatăl. El este mărinimos și îți va da viața veșnică. Ce scrie în lege? O, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul, toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nota 10, îi spune Domnul Iisus. Du-te și fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care vroia să îndreptățească, pune o întrebare, dar cine este aproapele meu? Restul știți. Un om cade între tâlhari, trece un preot, trece un levit. Ar fi fost foarte greu pentru învățătorul legii să se identifice cu tagma lor. Dar trec pe lângă. Vine un samaritean și în momentul acela învățătorul îngălbenește, că nici nu-i place să audă cuvântul. Se apleacă, îl ridică, îl duce la han, plătește pentru el și spune, orice vei cheltui, îți voi da la întoarcere. Care dintre aceștia trei a dovedit că este aproapele
celui căzut între tâlhari. Oh, cel ce și-a făcut milă de el. Și Domnul Iisus îl țintuiește de perete. Du-te și fă și tu la fel. Două lucruri trebuie să înțelegem. Dragii mei, dacă n-ai nevoie de Hristos, încă ai o șansă să primești viața veșnică de la Tatăl. Dar condiția este simplă. Trebuie să împlinești legea la buchie. Orice frântură, orice iotă trebuie împlinită. Ori dacă e adevărat că toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și cel care a călcat o singură poruncă este vinovat de toate, dă-mi voie să-ți spun, n-ai absolut nicio șansă. N-am absolut nicio șansă. Dar atunci când citim Roman capitolul 2, este o mare diferență între cum dă Dumnezeu viața veșnică și cum primesc eu viața veșnică. Dumnezeu o dă pe merit. Și singurul care a meritat-o a fost întrupatul său fiu, unul dintre noi. Și de aceea, în 1 Ioan capitolul 5, versetele 9 la 13, și dați-mi voie să închei cu textul acesta. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Ce scrie mai departe? Și această viață este în Fiul Său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus viața veșnică într-un seif. Dacă n-ai cifru, nu poți deschide seiful, n-ai nimica, pentru că Dumnezeu nu poate da altfel. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, da? N-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Cristi, care e cântarea care urmează? Spune-mi câteva cuvinte din ea. Vreau pe Iisus. Lumea întreagă de-mi dai. Vreau doar pe Iisus. Dar de ce să-L vreau pe Iisus? Dragii mei, nu vă cunosc. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Dar dacă n-ai ajuns la concluzia asta că fără El n-ai nicio șansă, poate ești și tu ca Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Spuneți-mi răspunsul Domnului Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Haideți să-L vrem pe Domnul Iisus, să-L îmbrățișăm pe Domnul Iisus și să fim mântuiți prin El. Amin.